în cantonament. Antrenorii Belu și Bitang le-au făcut însă toate poftele. Gimnastele petrec Paștele cu gândul la medaliile de la Europeanul din Belgia de la începutul lui mai. Medalie cât de strălucitoare. Cât mai strălucitoare, Doamne ajută. De platină, dacă ar fi existat, aia aș fi vrut-o. Fetele au simțit atmosfera de sărbătoare. Au avut un meniu special. Drob, ceapă, brânză și ridichi. Au ciocnit și ouă roșii. Vezi că te păcălește, că dai în dege. Păi normal. Da, ține-l mai sus, băi. Hai, gata. De Paște, exigentul Belu a dat dezlegare la ciocolată. Când s-au întors în cantonament, iepurașul venise înainte și le adusese dulciurile pe care și le doresc de fiecare dată. Cred că antrenorii au știut întotdeauna cât să ne dea ca să nu punem pe noi. Paște fericit, România! În seara de înviere, steliștii au stins lumina la Galați. Fanii s-au înghesuit la stadion, ca în zilele bune când Oțelul a luat titlul. În seara de înviere, fanii Oțelului au dat năvală și la stadion. Un fan a provocat panică, a leșinat în timpul meciului. De când a luat Oțelul titlul, nu a mai venit atâta lume la stadion la Galați. Niciodată n-am văzut așa ceva la intrarea pe stadion. Îmi cer scuze, fiindcă a fost o atmosferă fantastică, o atmosferă cum a fost și la, nu știu, în anul când am câștigat campionatul. Săliștii au plecat la familie imediat după meci. Nu s-au mai oprit la biserică pe drumul spre București.